Câteva zile ne mai despart în acest moment de marele debut al noului an școlar. Emoțiile par însă a fi mai mari pentru părinți, mai ales pentru cei care își trimit copiii în unitățile preșcolare. Partea bună este că la Reghin avem de unde alege între grădinițe cu sisteme diferite de predare și oferte educaționale variate. Unitatea preșcolară din cartierul Unirii, administrată de Biserica Adventistă, i-a cucerit pe părinți cu programul pe care îl oferă celor mici, iar din acest an pune la dispoziție posibilitatea de a opta pentru una dintre cele trei limbi străine. Vom oferi gratuit pentru copii una din trei limbi pe care le vom pune la dispoziție: germană, engleză și spaniolă. Și ceea ce este cu totul inedit este că vorbitoarea de limbă spaniolă este vorbitoarea nativă și cu siguranță copiii vor avea foarte mult de câștigat din asta și este gratuit. Grădinița îi pregătește pe micuți pentru ciclul primar. Educatoarele instituției știu acest lucru și își bazează educația pe motivație și pe valorile moral-creștine, o metodă care în ultimii ani i-a convins pe părinți. Părinții până acum au fost încântați. Au fost încântați de educația pe care au primit-o copiii, au fost încântați de mediul liniștit. Toți au spus că copiii vin foarte cuminți acasă. Încercăm să-i facem să obișnuiți să nu înjure, să nu fie violent, să nu fie agresivi. Chiar dacă sunt anumite porniri din partea copiilor, încercăm să le reprimăm și în așa fel încât prin recompense îi învățăm să fie cuminți, să fie harnici și oricum trebuie să fie un copil. Educația, dar și confortul și siguranța sunt cuvinte de ordine la grădinița din cartierul Unirii. Copiii au parte de toate condițiile pentru a se dezvolta sănătos, armonios și a intra cu dreptul în școală. Putem promite confort, promitem siguranță, facem angajări suplimentare, tocmai pentru ca copiii să fie în deplină siguranță, să fie protejați. Grădinița are o capacitate de 40 de locuri și este structurată pe două grupe, una de copii până la 4 ani și cealaltă pentru micuții preșcolari. Înscrieri se pot face până în prima zi a noului an școlar, adică luni, 16 septembrie.